Bună seara România, bună seara din Giulești, eu sunt Andrei Brătucu și revenim cu un nou market update. Trecem repede prin toate, dar înainte să începem, îți reamintesc că mă ajută foarte mult dacă apeși butonul de like și de asemenea, dacă vrei, intră în comentarii și spunem ce altcoin vrei să vezi în săptămâna următoare. La finalul acestui clip vorbim despre arbitru bun. Hai să începem și să ne uităm pe ce s-a întâmplat din punct de vedere economic în această săptămână. Calendarul economic arată cam așa. Primele zile ale săptămânii au venit cu date interesante. Produsul intern brut din Marea Britanie a venit sub așteptările pieței în acest sens. La fel cum s-a întâmplat și cu inflația din zona euro. Inflația din zona euro care atinge 1,8%, practic cade sub pragul, sub targetul pe care și-l impun marile bănci centrale în momentul de față de 2%. Așadar, dacă ne luăm doar după datele economice, pare că zona euro este thriving, este în cel mai bun moment. Bun, Manufacturing PMI vine puțin peste așteptări, ceea ce arată destul de bine, însă cel calculat de ISM vine sub așteptările pieței, în timp ce, evident, tot focusul în acest final de săptămână este pe ce se întâmplă cu piața muncii din Statele Unite. Următoarea raportare importantă după tăierea dobânzilor de către Fed și până în momentul de față cu datele pe care le-am primit pare că vom vedea o raportare bună, o raportare care arată că lucrurile sunt stabile în piața muncii. Vedem George Job Openings care vin la 8 milioane față de așteptările de 7,6 și de raportarea de luna trecută la 7,7 milioane, deci s-au creat mult mai multe joburi, la fel cum vedem și în ADP Non-Farm Employment Change unde erau așteptate 128.000 de joburi, pe de altă parte vin 143.000 față de 103 la ultima raportare. Așadar, ultima lună, una bună pare să pentru piața muncii din Statele Unite. Astăzi la 15.30 vine și raportul pentru cererile de șomaj, așteptat la 222.000 și ce vedem din zona non-manufacturing, PMI-ul și prices ceva mai târziu. Ziua cea mare, ziua de vineri când vedem non-farm payrolls și Cifrele pentru un employment rate așteptat, șomajul să rămână în zona asta de 4.2%. Orice raportare în jurul la 4.2 și mai puțin arată că lucrurile sunt bine din punct de vedere economic și că piața muncii nu are de suferit. Hai să ne uităm foarte rapid pe șansele în momentul de față pentru următoarea tăiere din partea Fedului la ședința de pe 7 noiembrie. Sigur, mai este foarte mult timp și se pot schimba foarte multe. În momentul de față, având în vedere datele pe care le-am văzut până acum, pare că analiștii favorizează o tăiere de doar de 0,25 de puncte pentru următoarea ședință. Ne uităm și în următoarele săptămâni, și vedem ce se mai întâmplă din acest punct de vedere. Hai pe charturi, hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe grafice. Dacă te uiți pe S&P, lucrurile arată extraordinar de bine în continuare. Ziua de ieri închisă la 5709, după un touch de -a un aproape perfect aici, peste fostul all-time high, peste rezistența asta care i-a jucat feste de la începutul lui iulie, de aici undeva la jumătatea lui iulie, care 15 iulie, apoi încă o dată testată la jumătatea lui august și acum pare că face un perfect retest ca și suport, cel puțin ce avem până în momentul de față. Totuși, dacă ne uităm pe contractele de futures, vedem că ziua de astăzi nu o să fie una foarte bună, cel puțin pe început pentru S&P și în momentul de față ne așteptăm la o deschidere a S&P-ului la 5691, prac pe care, în care s-a mai tot învârtit în ultimele zile. Există în continuare tensiuni în legătură cu ceea ce se întâmplă între Israel și Iran. Mergem mai departe și vorbim despre DXY. Până să vorbim despre DXY vreau să aduc aminte de concursul la care participăm împreună cu cei de la Bybit, la care te poți înscrie absolut gratuit, trebuie doar să ai cei 500 de dolari în cont. Am făcut un clip zilele trecute despre el. Este cel mai mare concurs de trading organizat de cei de la Bybit și poți face parte din echipa CryptoVineri sau echipa României, dacă vrei, să vedem ce putem face noi într-o lume a tradingului spuneam, totul este super gratuit și urmează și un giveaway foarte interesant. Ai link mai jos în descriere dacă vrei să intri și tu în echipa noastră. Avem deja primii războinici acolo. Bun, DXY. DXY în momentul de față este la o rezistență importantă. Este punctul de rezistență din care a fost respins odată aici pe 3 septembrie și mai apoi încă o dată pe 12 septembrie. Trimis ceva mai jos până în pragul ăsta de 100. Nu pierde până în momentul de față. Nu vrea să pierdă suportul de la 100 și face un bounce în ultimele zile de toată frumusețea. 4 zile verzi pentru DXY până în momentul de față. 101.9 nivelul de tranzacționare din acest moment. Clar, ce ne-ar interesa, ce care ar fi cea mai bună veste pentru noi, din punct de vedere a ceea ce se întâmplă cu puterea dolarului, ar fi o nouă respingere în această zonă, un retez care să-l trimită până la urmă ceva mai jos. Și evident, momentul cel mai important, cel în care vedem cum pierde până la urmă zona asta de suport. În caz contrar, trebuie să vedem următoarele zone pentru S&P, care ar fi undeva aici, pragul ăsta, destul de important pentru S&P 105-103, și reacția din acea zonă. Având în vedere că ratele au început să scadă, e greu să cred că vom vedea o reacție prelungită pentru DXY, dar nu ar trebui să ne surprindă o încercare, poate cu un fake-out undeva un pic mai sus, ca mai apoi să vedem și o cădere. Cam așa arată. Până în momentul de față. Rămâne de văzut ce se întâmplă astăzi. Hai să vorbim puțin despre US Oil, prețul petrolului care are un bounce destul de interesant în ultimele zile. Odată cu izbucnirea din nou a conflictului acolo în Israel, vedem că sare din pragul ăsta de la 67 din suportul de aici până în pragul de la 71-72. Acum sunt mai multe chestii de nuanțat în legătură cu ce se întâmplă cu inflația și cu petrol. Pentru că o ipoteză în care războiul scalează aduce după el clar și prețuri mai mari pentru petrol, iar prețurile mai mari la petrol cu siguranță vor aduce inflație și atunci probleme mai mari economice. Este un domino foarte interesant de urmărit. Aurul, pe de altă parte, n-a avut deloc de suferit în perioada asta și aurul, în general, în momentul tensiunilor geopolitice, are mai mult de câștigat. Vedem în continuare, facem un range în zona asta de la 2600 cu un all-time high pus acum câteva zile pe 26 septembrie la 2687. Până acum, deși nu ne place să recunoaștem de fiecare dată în momentele de panică, Bitcoin nu se ridică la pragul de safe haven sau de store of value pe care l arată aurul per se, dar exact în momentele de panică oamenii încep să vândă din aseturile de risc, din aseturile volatile și merg către aur. Asta este până la urmă ceva normal și poate se datorează mai mult tinereții Bitcoin decât a ceea ce propune în mod real. Pentru că de fiecare dată, după ceva timp de la izbucniri, observăm toate cele narrative despre cât de ușor este să muți valoare folosind Bitcoin spre deosebire de aur sau orice altceva. Bun, hai să trecem la Bitcoin și să vorbim despre ce se întâmplă în momentul de față și ce cred eu că urmează să se întâmple. Am avut un final de săptămână foarte bun cu o închidere undeva în zona asta de la 65-66.000, higher până în momentul de față la 66.500, undeva în zona asta, face practic un higher high, ceea ce speranța se întâmple și în momentul de față, în continuare, este într-un trend ascendent. Ce nu vrem să vedem cu siguranță în toată această desfășurare a lucrurilor este un lower low undeva în această zonă, să treacă ceva mai jos să închide ceva mai jos de zona asta, pentru că asta, e clar, creează din nou narrativă pentru continuarea acestui trend descendent. În momentul de față avem un low, avem un high, avem un higher low, avem un higher high și rămâne de văzut până unde merge această zonă. Până la cazul contrar este doar un higher low care poate veni aici, în pragul în care se află acum, la 60.700, ceea ce l-ar face un low foarte bun sau poate veni ceva mai jos. Acum în legătură cu ce am mai văzut săptămânile trecute și cu trendul ăsta descendent pe care a reușit să-l spargă în urmă cu două săptămâni aici pe 18 septembrie, nu a avut parte niciodată de un retest. Și atunci, din punctul meu de vedere, o continuare în această zonă pentru un bounce, mai apoi mi se pare una destul de interesantă, vine în aceeași zonă de suport cu lichiditate de aici de la 57.600, care a jucat rol de suport de mai multe ori în ultimele luni și pe lângă asta retestează și acest trend descendent și acest breakout pe care l-a reușit peste trendul descendent. Deci o astfel de mișcare mi s-ar părea una importantă pentru Bitcoin, apoi cu o continuare și poate la final de lună ne vedem din nou în zona asta de la 70.000. Asta este cazul evident optimist. Ce nu vrei să întâmple, spuneam și mai devreme, nu vrei să vezi zona asta de la 52-53.000 străpunsă, ca mai apoi să creeze un lower low undeva mai jos. Dar lucrurile astea se pot întâmpla mai ales Conjunctura în care avem tensiuni geopolitice și tot felul de mijloace prin care să vedem panică în piață. Cu toate astea eu îmi păstrez nota optimistă în legătură cu ce se întâmplă, mi se pare un ritez destul de clin și cred că era nevoie de treaba asta. Putem să ne uităm la acest lucru și din punct de vedere al open-interestului, al lăcomiei din piață, dacă vreți, crescut se destul de mult cuantumul contractelor de futures până în zona asta de la 20,5%. 5 miliarde ca mai apoi în doar 3-4 zile să vedem o reducere de undeva la 3 miliarde aproape până în pragul de 17 unde se află În momentul de față 18 miliarde de dolari asta nu înseamnă că este totul uh, trecut ultima corecție ne-a dus cu open interestul până în pragul de 15,6 miliarde La finalul lui septembrie din nou un lucru interesant pe care vi l-am mai arătat și care mi se pare foarte interesant în ultima perioadă În fiecare din ultimele luni începutul de lună a fost unul dezastros și am avut un eveniment traumatizant, să-i spunem așa. Am avut aici 5 iulie, pune batămul prima oară la 53.600, după care restul de luna iulie una bullish până chiar în final, 29 pune high-ul, ca mai apoi din nou luna august să vină cu un low pe data de 5 august, la 49.000, țineți minte. Deci, în doar o săptămână, practic pierde tot și în plus față de ceea ce reușit să strângă în toată luna iulie. Apoi luna august la fel, totul luna august arată bine până pe 25 august când pune high-ul undeva aici la 65 ca mai apoi pe 6 septembrie să pună noul low la 52.700 undeva în această zonă. Asemănător cu ce s-a întâmplat și în septembrie, septembrie o lună bună până în finalul ei, până chiar în ultima zi de septembrie undeva, 29 septembrie, ca mai apoi 30 septembrie să vină cu o închidere aici la 63.000 și rămâne de văzut unde ne vom afla în pragul de 7 octombrie. De asta zic că mi s-ar părea poetic să vedem o atingere în acest box în zona aia 6-7-8 octombrie, cam apoi să vedem și un bounce de acolo. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cu dominanța. Între timp, dominanța Bitcoin 58-22 în momentul de față reușește un bounce foarte bun din zona de la 57. Asta într-o perioadă în care altcoin le au arătat foarte bine. Am avut câteva zile foarte bune pentru altcoins și părea că lucrurile se îndreaptă către bucurie pentru oamenii participanți în piață. Ei bine, nici de data asta lucrurile nu au stat așa retailul nu a avut dreptate și vedem cum dominanța face un bounce important. În continuare sunt de aceeași părere, cred că trebuie să vedem dominanța în jurul pragului de 60, poate puțin peste 60 cu un blow of top pentru a ne gândi eventual vreodată la un alt coin season în perioada următoare. Hai să vorbim despre altcoins, dacă tot spuneam și vă arătam în edițiile trecute despre acest grafic pe Total al 3 care mi se pare că arată extraordinar în momentul în care reușește să facă breakout și spuneam foarte important să retesteze și să confirme acest breakout, să nu-l să să nu transforme într-un fake out. În momentul de față reușește să închidă din nou în trend și pare că revine și confirmă aici un simplu fake out um, care nu ne arată bine deloc. Așadar, din acest punct de vedere am putea să vedem chiar poate o continuare mai jos pentru o eventualitate în care să vedem și altcoinurile performând din nou în următoarea perioadă. Asta dacă nu reușește să țină suportul din această zonă. Lucru care ar fi cu adevărat impresionant în momentul de față și care ar arăta bine pentru piață. Dacă nu există și alte zone din care putem vedea un bounce, una fiind aici, una cea din care a reușit să facă bounce de mai multe ori în ultimele luni, asemănător cu ceea ce v-am arătat și pe Bitcoin, dacă nu cumva creează un lower low și în acest trend descendent, ceea ce cu siguranță nu ar fi plăcut pentru portofoliile noastre. Cam asta ar fi în momentul de față situația ETH. Nici nu-ți vine să mai zici foarte multe despre el. Se întoarce foarte rapid în zona de la 2300. Chiar ce-l lăudam în ultima săptămână, în ultimul market update, care reușește să treacă din nou peste 2500 și părea să confirme, părea să aibă un trend sănătos până în momentul de față. Vine cu câteva zile din nou de underperformance față de Bitcoin și vedem ETH-BTC aproape de un nou low. Acum, dacă ETHBTC reușește un double bottom aici, lucrurile ar putea să arate ceva, ceva mai bine, dar pare că magnetul în momentul de față pentru ETHBTC este ceva mai jos către pragul ăsta de la 3.6 și cine știe poate chiar punctul minim undeva în zona de 3, dacă Bitcoin spuneam începe să performeze și să arate foarte bine să meargă către zona aia de 100.000 de mii dolari. Hai să ne uităm rapid și pe dominanța USDT despre care spuneam în live-ul de luni că probabil o să aibă un bounce în această zonă, un bounce perfect la întâlnirea liniei de trend cu acest suport pe care l-am mai retestat de câteva ori. Face un bounce și acum rămâne de văzut dacă ăsta se transformă într-un bearish retest, dacă până la urmă pierde acest trend ascendent. Lucru care ne-ar interesa, evident, să întâmple, este într-o zonă de rezistență. Dacă este rejectat aici și trimis ceva mai jos, atunci distracția poate începe. Dacă reușește totuși un higher high peste zonele astea, cu siguranță mai avem de așteptat și lucrurile nu arată bine în această perioadă. Suntem totuși în October care a început la fel cum a început și octombrie anul trecut, la fel cum a început și ultimele luni. Da? Începutul de lună de fiecare dată în ultimele luni a arătat destul de rău. Bun, hai să vorbim și despre altcoin of the week, vorbim despre arbitrum. Înainte de asta îți re-reamintesc că dacă dai un like mă ajută foarte mult mai ales că începem să fim din ce în ce mai puțini aici și fiecare like contează din ce în ce mai mult. Bun, hai să mergem, spuneam, pe arbitrum pe care l-a cerut majoritatea în comentariile de la episodul trecut. Arbitrum, pf, ce price action, mai rar așa ceva, cel puțin în ciclul trecut. Arbitrum care performează bine începând cu octombrie 2023 și undeva până în ianuarie 2024, pune topul în ianuarie, mai încearcă o dată, îl retestează în martie ca apoi să aibă această cădere cu un nou all time low undeva la zona de 42 de cenți. Ce se întâmplă cu Arbitrum? asemănător, ceea ce se întâmplă și cu Etena și cu Optimist și cu multe alte monede create în ultimii ani, au acel tokenomics bazat pe un low float, pe foarte puține monede în circulație și pe deblocări masive de-a lungul timpului. O să vedeți că dacă vă uitați pe market cap-ul lui Arbitrum nu a scăzut atât de drastic pe cât se întâmplă cu prețul și în momentul de față, de exemplu, Arbitrum are un market cap de 2 miliarde de dolari, asemănător cu market cap-ul pe care îl avea aici undeva la 1,72. Lucrurile nu arată foarte bine și astfel de tokenomics cu siguranță nu au cum să ajute coinul să performeze în perioadele astea de incertitudine și așa zis bear market pentru altcoins. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, arbitrum, la fel ca alte soluții de layer 2 sau ca alte play importante de tehnologie pe Ethereum, ar putea să aibă parte de o perioadă foarte bună într-un eventual bull market, în care, cu siguranță, narrativa layer 2 va funcționa. Dar până la acel moment, având în de vedere deblocările constante pe care le vedem, de exemplu, arbitrum are în fiecare lună cât un cliff care mai intră câte 100 de milioane în circulație. Foarte greu să găsești cumpărători care să acopere toată această presiune de vânzare care vine constant, indiferent de investiții, indiferent de orice alt lucru care se mai întâmplă. Până în momentul de față, pe lower time frames are un trend ascendent destul de interesant, cu low pus aici, un nou low pe 5 septembrie, să vedem dacă reușește să facă bounce din această zonă, ar avea nevoie de un bounce, dacă nu, ne interesează să-l vedem poate undeva în zona asta, cu un double bottom, da, deci dacă nu reușește să țină aici, ca mai apoi să vedem un bounce. Dacă pierde zona asta, între din nou în price discovery invers price discovery, dacă vreți, și atunci e foarte greu de intuit unde se poate opri, unde este cererea cea mai mare. Probabil te poate ajuta order book-ul pentru a observa unde există presiune de buy. Altele nu prea sunt de spus în legătură cu coinurile noi. Majoritatea au cam același model de tokenomics și sunt bullish pe unele dintre ele. În cazul în care vedem un alt coin season și un bull market adevărat, nu chiar așa dacă lucrurile continuă și mai stăm în acest range pentru mai mult timp de aici înainte. Cam asta ar fi, sper că ți-a plăcut, dacă ți-a plăcut nu uita să apeși butonul de like, și spune mi în comentarii ce alt coin vrei să vezi în următoarea ediție de Market Update. Bye bye!